Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Valul 4 al pandemiei atinge proporții dramatice în România. Numărul deceselor oscilează în jurul la 300 de morți zilnic. Practic, nu mai sunt paturi libere la ATI. Operațiile care nu sunt urgente sunt amânate. S-a ajuns chiar în situația limită de care toți specialiștii ne-au avertizat luni la rând că ar trebui să ne ferim. Problema e că nu se vede nicio ieșire clară, cel puțin deocamdată. L-am sunat în această dimineață pe epidemiologul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor! Bună dimineața! Bine ați venit! Numărul de cazuri noi e foarte mare, mult mai mare față de recordurile din precedentele valuri, 15.000 acum față de 10.000 în noiembrie anul trecut, și curba e pe o pantă ascendentă destul de abruptă. Prima întrebare este însă, cât ar putea fi, de fapt, numărul real de cazuri, având în vedere că nu se testează mai mult de 70, poate 80 de mii și că varianta Delta e super contagioasă? Bun, deci cu cât testezi mai mult, cu atâta îți apare ilogic. Îți apare un număr de cazuri de infecții noi mai crescut. Însă, vedeți, dincolo de numărul de infecții noi, este util să privim spre numărul de cazuri din terapie intensivă, pentru că aceste cazuri grave sunt corelate foarte strâns cu numărul de cazuri reale de infecții din populație, pentru că este o rată de cazuri grave la un anumit număr de infecții. Deci, atâta timp cât cazurile în terapie intensivă se mențin în creștere, este clar că și epidemia este în creștere. Avem mai mulți indicatori care ne ajută ca să definim situația și pot să vă spun câteva cuvinte despre acel număr bazal de reproducere despre care am mai vorbit și la postul dumneavoastră de radio. Deci acela, dacă este peste 1, arată o epidemie în creștere și se știe că nu este bine, nu este indicat să stai la acest număr, număr bazal de reproducere de peste 1,1 mai mult de 2 săptămâni. Ori noi stăm din 3 iulie la un număr bazal de reproducere de peste 1,1, care a ajuns în anumite perioade la 1,3. Și chiar dacă a coborât din 26 septembrie la sub 1,2, se menține peste 1,1, deci creșterea va continua. De ce am menționat aceste aspecte? Ca să se înțeleagă că dacă spun că această creștere va continua, nu este o părere, ci este o chestiune care este corelată cu statistică, care nu minte. Domnule profesor, da, sincer, ne mai putem feri de infecție? Adică pare că toată lumea ia virusul în faza asta, chiar și cei vaccinați. Sigur că fac forme mai ușoare. Da, asta e senzația. Când ajungi într-o perioadă din aceasta și într-o zonă de creștere exponențială, sigur că riscul este extrem de mare de a te infecta. Însă măsurile rămân valabile. Deci dacă oamenii respectă distanțare, mască, igiena mâinilor, dacă se vaccinează, reduci foarte semnificativ riscul de a te infecta. Totul este ca cât mai mulți dintre noi să facem acest lucru, respectiv să ne vaccinăm chiar și în această perioadă. Și eu am făcut doza a treia de vaccin ieri și am făcut-o conștient de situație, deci nu am făcut-o întâmplător, pentru că știu că această doza a treia crește protecția față de infecție, o readuce undeva aproape de acea protecție de care ne-am bucurat toți la varianta alfa și crește de asemenea protecția față de formele grave, deci sau consolidează protecția față de formele grave. Deci trebuie să facem ce avem de făcut, ce au făcut toți și au ajuns la rezultate bune. Știți cum, dacă vrei să ajungi acolo unde este cineva care este într-o situație mai bună decât tine, trebuie să faci ce a făcut acela. Și autoritățile să fie atente să ia măsurile care se impun corespunzătoare situației epidemiologice, pentru că altfel lucrurile nu vor evolua corespunzător. Apropo de ce au făcut alții și de cum s-au desfășurat lucrurile prin alte părți, sigur în țări care au o rată de vaccinare mult mai mare decât noi, cum ar fi Spania sau Franța, există teoria, raza de lumină în tabloul acesta atât de deprimant, deci există practic doar teoria că valul acesta al patrulea va trece cumva mult mai repede decât credeam, tocmai pentru că varianta Delta e mult mai contagioasă decât cele cu care ne-am confruntat până acum, deci va arde prin populație mai iute.
Ce părere aveți de teoria asta? Da, eu și eu am spus acest lucru și îl spun de ceva vreme, că acest val este posibil să fie mai scurt, adică cu o extensie de cam 4 luni de zile, tocmai datorită faptului că varianta asta Delta infectează rapid cam tot ce întâlnește receptiv și atunci se va autolimita. Deci la un moment dat va ajunge să nu mai aibă pe cine să infecteze și se va stinge treptat. Însă ce se întâmplă până atunci este foarte important, pentru că dacă lăsăm ca lucrurile să se întâmple pur și simplu, s-ar putea ca sistemul să ajungă într-o stare de blocaj și nu e deloc de dorit acest lucru. S-a văzut în Italia, s-a văzut în India, s-a văzut în atâtea locuri, încât acum o luăm pe partea elaltă. Dacă vrei să n-ajungi ca alții care au ajuns rău, nu fă ca ei. Domnule profesor, vaccinarea e în continuare anemică în România. Măsurile de prevenție sunt destul de timide. Sunt foarte departe de interdicțiile destul de hotărâte impuse în alte țări. Cum putem plafona valul 4? Sau măcar să-l reducem semnificativ? Exact prin ceea ce am spus. Deci printr-un set de măsuri corespunzător situației epidemiologice și prin aceea că populația trebuie să respecte cu strictețe acele măsuri și autoritățile să impună respectarea măsurilor. Însă pentru asta, în primul rând, trebuie să vii cu setul de măsuri corespunzător și adaptat situației în care te afli. Pentru că altfel lucrurile n-au cum să evolueze pozitiv. Domnule profesor, mulțumim tare mult pentru intervenția din această dimineață în deșteptarea. A fost alături de noi domnul Emilian Popovici, vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.